Bună ziua, invitatul meu este profesor dr. Patriciu Achim Așcadariu, director al Institutului Oncologic Ion Chirhuță din Cluj-Napoca. Bună ziua! Bună ziua, domnule! Vă mulțumesc pentru invitație. Lucrurile iau o turnură destul de tragică în România din cauza acestei pandemii, domnule profesor. Avem tot mai mulți pacienți la ATI, de fapt, secțiile de terapie intensivă devin neîncăpătoare. La Cluj batem record după record, suntem cel puțin astăzi pe locul întâi la rata de incidențe COVID-19 la 1000 de locuitori pe ultime 14 zile. Cum resimțiți această criză sanitară la Institutul Oncologic? Mi-aș permite și un mic comentariu de început. Sigur, suntem pe primul loc în condițiile în care se testează foarte mult în Cluj și se obiectivează practic multe infecții cu COVID. Altfel, dacă am aplica aceeași metodologie în toate județele, poate că n-am fi județul fruntaș, cum între ghilimele, cum spunem. Altfel, sigur că numeroasele școli probabil că într-un fel au contribuit la creșterea numărului de cazuri. Speculez, sigur, nu sunt specialist în boli infecțioase, dar evident numărul este unul important, numărul lor crește și îl vedem și în ceea ce ne privește. Identificăm tot mai mulți pacienți care sunt pozitivi, evident că și din personal se îmbolnăvesc. Dacă testăm, punem în evidență discuția asta, de altfel am avut-o și la începutul epidemiei, când am evidențiat și colegi și pacienți pozitivi testând. Deci testarea, sigur că ne aduce pacienți pozitivi, dar ce ne aduce cel mai important este faptul că putem să-i protejăm pe ceilalți de cei care sunt infectați. 100% din 1000 de angajați cât are Institutul Oncologic, aproximativ, câți aveți acum testați pozitiv cu COVID-19? În acest moment, cred că sunt undeva între 5 și 10 pozitivi. Sigur că ei sunt acasă sau acasă în acest moment, toți sunt asimptomatici, nu? Sau cu simptome foarte ușoare, n-a fost cazul internării, dar pe lângă aceștia, evident, sunt contacții care, respectând criteriile epidemiologice, trebuie să rămână și ei acasă, în izolare, până la o testare negativă. Dumneavoastră testați la Institutul Oncologic toți pacienții care intră acolo? Din fericire, este un program național care susține acest lucru. Sigur că mai apar chiar și pozitivări în decursul internării, deoarece nu întotdeauna infectarea s-a produs la o distanță suficient de mare pentru ca testul, oricât ar fi el de sensibil și specific, să ne arate prezența bolii și mai apar și astfel de situații. Astea pot să apară absolut oriunde. Nu știu dacă sunt mituri sau nu, dar aceste teste, din câte ați observat până acum, empiric vorbind, au o rată mare de succes? Adică spun cu exactitate dacă o persoană este sau nu bolnavă? Cele prin PCR, tehnica PCR, sigur că sunt considerate standardul de aur. Au apărut și teste rapide de antigen, care se recoltează identic ca și pentru testarea prin PCR, deci la nivelul foselor nazale, și care au unele dintre ele o sensibilitate și o specificitate destul de bune și sperăm că acestea vor intra în uzul curent pentru triaj. Sigur că, repet, standardul de aur reprezintă PCR-ul, dar în situația în care infectarea s-a produs de curând însemnând sub 5 zile, testarea poate să fie negativă și nu este un fals negativ, pur și simplu nu se poate pune în evidență prezența virusului atunci când cantitatea lui este mică. Și din ce știți până acum, în aceste 5 zile în care nu sunt concludente testele, pacientul poate să transmită această boală? Da, se pare că și asimptomaticii pot să transmită boala, sigur, nu cu o rată foarte mare, dar există dovezi că ar putea și tocmai de aceea recomandările de purtare a măștii, de spălare pe mâini și de a păstra această distanțare fizică, nu socială, să-i spunem, în mijloacele de transport în comun, mai ales să ai o mare problemă și în spațiile închise, în general. Aceasta e esența problemei, cred. Au trecut, domnule profesor,
aproape 8 luni de la debutul pandemiei în România și v-aș întreba, dată fiind și specializarea dumneavoastră, dacă persoanele cu afecțiuni oncologice sunt mai predispuse la forme grave ale bolii. Asta aș putea să vă răspund la această întrebare dacă aș avea o statistică. Și nu am, deci nu pot să vă dau un răspuns în mod direct, dar pacienții noștri, prin specificul tratamentelor pe care le aplicăm, sunt cu o imunitate afectată. Cu alte cuvinte, sunt mult mai predispuși la a contacta boala și probabil și a face îmbolnăvirea. Deci, în toată lumea, să spun, lumea de unde ne provin dovezile, pacienții oncologici au fost protejați și centrele de cancer, de spitalele monospecialitate, au fost COVID-free, deci au fost în totalitate separați pacienții testați de cei care sunt netestați sau cei care sunt cu probleme. Și ăsta e obiectivul pe care trebuie să ne-l asumăm în continuare, până când vom avea o alternativă la situația dată. Sigur, este foarte dificil și cele 8 luni au fost resimțite de pacienții noștri în primul rând, fiindcă cu toții am avut lipsa informației, a fost o boală, încă este o boală despre care știm foarte puțin. Pacienții sigur că s-au ținut deoparte de instituțiile sanitare pe bună dreptate, au fost și situații cu totul nefericite în care au fost amânați sau li s-a refuzat tratamentul din nou, o situație proastă pentru pacienții noștri. Și iată că, sigur, vrând nevrând, ei sunt afectați. Dar m-aș gândi și la personalul medical, nu atât din institut cât din toate spitalele, care au trăit ultimele luni sub o presiune directă și indirectă prin toată situația creată la nivel mediatic și de comunicare. Da, dincolo de chestiunile la nivel mediatic, rămâne lupta aceasta continuă cu acest nou coronavirus. Aș vrea să precizez puțin ce s-a întâmplat astăzi ca număr de cazuri apărute și teste efectuate. Avem la nivel național 4724 de cazuri, 264 la Cluj. Am impresia că este cel mai mare număr de decese de până acum, 104. Iată, aceste cifre sunt de natură să ne alarmeze, domnule profesor, și v-aș întreba cum resimțiți dumneavoastră la Institutul Oncologic această creștere a numărului de cazuri și de bolnavi. Mai faceți ce spun colegii dumneavoastră? Adică dacă se tem pentru sănătatea lor, pentru siguranța familiilor lor? Sigur că toți suntem cadre medicale sau oameni care lucrăm în instituții de sănătate, dar avem și familii. Și cu siguranță că mulți dintre noi avem rude acasă la care ne gândim, mai copii, părinți, care unii trebuie să fie aprovizionați, fiindcă poate nu ies din casă, ați văzut poate și datele din alte țări, situația triajului din Elveția, care e înspăimântător dacă e citit într-o anumită cheie, faptul că în Belgia li s-a solicitat medicilor chiar pozitiv, fiind să-și continuă activitatea. Lucrurile astea nu pot să te lase rece și nu suntem pregătiți pentru o astfel de situație. Da, triaje de genul celor din Elveția, adică unde persoanele vârstnice nu au întâietate la terapie intensivă în fața celor mai tineri, le vom vedea și în România sau le vedem deja? Mi-aș dori să nu existe așa ceva. Nu am depus un jurământ hipocratic în care să spun că o să mă angajez să îmi triez pacienții și să am grijă de cei mai tineri față de cei bătrâni. Și să te gândești sună cumplit. Vă rog, nu-mi cereți să vă dau un răspuns la întrebarea asta, fiindcă și să mă gândesc e total neplăcut.
Da, e adevărat, însă realitatea se pare că ne va obliga să optăm la un dat între unii și alții. Pentru că sunt medici care spun că deja o fac. Bun. Din fericire, nu sunt în situația aceea și nu vreau să mă gândesc la conștiința unui medic care este forțat să facă astfel de alegeri. Cred că e absolut necesar să repetăm din nou și din nou. Trebuie să avem grijă unii de ceilalți. Libertatea nu înseamnă dreptul de a omorâ pe altcineva. Înseamnă dreptul de a avea grijă, de a avea considerație față de toți cei din jurul nostru. Asta e libertatea. Vreau să fiu tratat cu considerație, să tratez și eu pe altcineva cu considerație. Asta înseamnă, din nou, repet, să purtăm mască, să ne spălăm pe mâini, să respectăm distanțarea fizică. Să fim oameni. Deci nu cred că e atât de complicat. Să facem toate eforturile să limităm întâlnirile astea. Bun, pot să înțeleg că tinerii au nevoie de socializare. Pot să înțeleg, dar toți au bunici care i-au crescut, care poate s-au sacrificat ca să-și crească nepoții, să se gândească la ei. Au părinți care au trăit, noi avem părinți care au trăit într-o epocă extrem de dificilă, nu? Și au făcut niște sacrificii mari. Acum e momentul, nu va dura la nesfârșit. Câteva luni, un an, doi ani. Trebuie să facem un efort individual, să ne autocontrolăm, să putem depăși momentul ăsta cu sacrificii cât mai mici. Cred că asta e, comunicarea este foarte, foarte importantă. Da, avem motive de optimism. De fiecare dată când purtăm o discuție, vă întreb acest lucru, pentru că speranța mare ultima și am văzut și o declarație a Ministrului Sănătății care spune că pe final de an ar putea să ajungă vaccinul și la noi. Și poate ar fi un moment de administrarea vaccinului putea fi ianuarie, pentru cel puțin pentru grupele mai vulnerabile. Nu știu, pe vaccin va exista o competiție mondială și mi-aș dori foarte mult ca România să poată câștiga în competiția asta. Sunt semnale că avem șase mai puține? Sau? Știți bine că împărțirea se face în funcție de piață și de posibilitățile respectivei piețe de cumpărare. Aveți semnale de la colegii noastre, poate din alte țări ale Uniunii Europene, cât va costa un vaccin? Nu, asta nu știu. Nu știți. Vă mulțumesc tare mult pentru aceste informații, domnul profesor. Vă așteptăm și altă dată. Dar să rămânem optimiști, să ne străduim să rămânem optimiști. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu. La revedere. La revedere. Vă mulțumesc.